Da, așa, în bănci, fiecare, la locurile voastre. Mircea, nu mai știu unde stăteai. La vi. Da, în banca a doua de la geam. Da, păstrează 1 metru față de ciprii. Foarte bine. V-ați dezinfectat? Ia să-ți iau un pic temperatura. N-a fost făcut bine triajul de doamna dirigintă. V-ați dezinfectat pe mânuțe? Așa, bun. Acum să-mi schimb masca. Ok, da. Ok, să deschidem un pic ferestrele, da? Toate 5 le deschidem. Lăsăm un pic și ușa să se facă un curent de aer, da? Ok, bun. Acum închidem că este prea frig. De ce tușești? Ia să văd, să luăm temperatura. Te rog, completează formularul să facem un test PCR, un test rapid, da? Ok, bine, bine, deci sunteți toți, da, adeverință, adeverință, ok, bun, bun, bun. Acum, haideți, dragi copii, să trecem la lecția de azi. Sună clopoțelul, s-a terminat ora, a și sunat. Cam așa o să decurgă prima oră din prima zi de școală a celui de-al doilea semestru, pentru cei care merg la școală normal, nu? La școală online, bună dimineața și bine v-am găsit! Cafeluța de rigoare, buymeacoffee.com/nicubendea. Doi prieteni buni din Florida, Valpa Andrea, a băgat aici o cafea, precum și Andreea din Germania, cărora le mulțumesc. Cum sunteți? Ce faceți? Cu un ochi pe copilul care e la școală și cu un alt ochi aici pe... Cam așa o să se desfășoare, domnule. Prima zi de școală din semestrul 2. Profesorii săraci sunt și medici, sunt și asistenți, fac și pe desepiștii, și pe jandarmi, și pe... Nu mai apuci să predai. Cu ruleta, 1 metru, e 1 metru între voi, ok. Tu nu strănuta, tu nu tuși, tu ai temperatură, tu ai febră, tu mai apucă să predea? Păi pe când zice să... prima frază din lecție, și acum un test, sună, un test PCR. Așa e, când școala se transformă în spital, când spitalul se transformă în club de interese, nu mai știi ce e bine și ce nu. Totuși, școala din Ciugut, județul Alba, vă invit aici la mine pe pagină, dacă n-ați văzut videoul de prezentare, totuși școala aia e o școală minunată, o școală extraordinară. Aș dori ca toate școlile să fie așa. Și nu numai din România, atât în mediul rural cât și la oraș. Cum îmi scria cineva la comentarii, ce vedeți, domnul Nicu? Vedeți dacă nu se fură? Vedeți că se poate? Se poate. Cum ați petrecut weekendul? V-ați petrecut în el sau nu? Amenzi pe ăsta, amenzi vedetelor, Velea, Antonia, puia, e! Au primit amenzi că au făcut petreceri interzise cu peste 100 de persoane, cu muzică, dans, chef, apropiere socială, fără distanțare. Adrian Minune, Șoșoacă, bine, la Adi Minune, amenda a fost mai micuț un pic. Doamna Șoșoacă a făcut acolo o petrecere cu dedicații, dedicații pentru Arafat, pentru Iohannis de la Lăutari. Atâta poate, atâta știe, atâta o duce capul. Zi Șoșoacă și-ai spus tot despre opoziția de acel gen din România. Mă rog, am trecut și noi weekendul cum am putut, nu trebuie o petrecere. Petrecerea mea este atunci când mă întâlnesc cu voi aici pe canal de luni până vineri de la 10 și vă mulțumesc de abonare. Vă mulțumesc tare mult pentru faptul că dați share acestor videouri pe care le postez și vă aștept la comentarii să discutăm alte probleme. Că noi nici la comentarii nu ne certăm. De cum să ne... Păi Ilie Năstase, tenismenul, fostul numărul 1 mondial, de o lună și-a atacat un pic soția. În weekend, nu n-o dus-o la petrecere, o dus-o la mall. I-a făcut toate poftele. Pe când am ieșit din mall, ea radia, era veselă, îl giugiulea, săracul Năstase, numărul 1 mondial, cel mai mare tenismen de pe planetă în anii 70-80, plin de plase. Ea a uitat că o agresase, el nici nu mai ținea minte de lucrul ăsta. Vedeți că unde dragoste e, plasele trebuie umplute. Cafea bună! Bună dimineața! Cafea bună! buymeacoffee.com/nicubendea. Mulțumesc, Val, mulțumesc, Andreea, și vă mulțumesc și vouă pentru că urmăriți și stați în gând, stați pe gânduri, bă, îi bag o cafea, nu îi bag, hai să vedem ce mai zice. Merită o cafea, nu merită? Meritocrația la români! Astăzi continuăm cu supa primită ieri de la soacră. Bucurie mare și aseară. FCSB-ul a luat bătaie de la Clinceni. Foștii mari jucători ai Stelei i-au dat gol lui Nea Becali acum. Soacra săraca n-a dormit toată noaptea. Nu de năcaz, nu de tristețe, de gânduri, de gânduri. Că astăzi are cu Botoșani. CFR-ul joacă cu Botoșani și știți voi cum e. Buturuga mică răstoarnă carul mare. Ca să-l citesc pe Alin Sălăjan de la Survivor Romania. Zice, dacă bate
Soacra mea a făcut calcule, că e calculată. Îmi calculează paharele de țuică pe care le beau tot timpul, mai bine decât mine. Zice așa, dacă bate mâine, adică azi, aseară vorbeam, dacă bate CFR-ul, trece la 2 puncte de steaua. Dar jucătorii pot să se demoralizeze, să zică, bă, chiar acum ai momentul nostru și da, dacă nu batem, da, dacă nu reușim să dă gol, da, dacă nu mai ne apărăm. Și atunci pierd sau scot măcar un egal. Deci calculele sunt cam împărțite. Dar oricum, Edi Ordănescu, ce e antrenor acum la CFR, o să știe el să facă selecția, a primit un jucător bun acum din Islanda. Din Islanda, Sigur Jonsson. Sigur Jonsson, pe ăsta trebuie să fii sigur, e jucător bun. O juca și prin străinătate, nu numai în Islanda, Sigur Jonsson. Bă, când ai un jucător de ăsta în echipă, nu, ce să zic, nume de alea, man inuman, coman, care poate să joace sau poate să nu joace bine într-un meci, dar când îl ai în echipă pe Sigur Jonsson, sigur iese ceva. Ori 3 puncte, ori egal. Edi Ordănescu se pricepe. Se pricepe să facă el selecție. Acum, de cât e antrenor la CFR, se pricepe la selecții. Că el o selecționată doar și pe Delia, pe Cântăreața. Surpriza serii, Cântăreața Delia. El a fost cuplat cu Delia, cu Delia, da. Ei, dacă rămâneau împreună și acum. Dacă nu se mărita Delia cu și el cu... Și vă dați seama, el dita mai antrenor aici, pe lângă Someș, la Poale de Feleac și Delia, nu. Delia, că orice nevastă cum se cade de antrenor, vine la Cluj, da? Pe păi atunci avea justificare pentru hitul. Da, mamă, sunt beată, că la câtă pălincă e aici? La câtă pălincă e aici? Pe de Tamaș. Nu Tamaș. Tamaș, fotbalistul de la U Cluj din Liga a doua, și-o rezilia contractul după jumătate de an. Bă, zice, n-am putut să bem câtă pălincă e aici în Cluj-Napoca. Vine de pe partea Zălăului, vine de pe partea Bistriței, n-am putut. Îmi dau demisia, încerc să-mi găsesc în altă parte echipă în Liga 1. Românul veci nu piere. Studiile spun că dacă reușim să ne imunizăm cu vaccinul, adică dacă vreo 3 sferturi din populația planetei se imunizează, în 7 ani scăpăm de pandemie. În 7 ani, cum e asta? Cum e asta? Era vorba românească, cei 7 ani de acasă, după pandemia care am mai trăit, o să zică, cei 7 ani de stat acasă. Vaccin, AstraZeneca, cum îi zice soacra mea, AstraZeneca, Pfizer-ul, așa? Acum G&G, Johnson & Johnson. Știți firma aia care face fel de fel de detergenți, de OB-uri, de uleiuri? Johnson & Johnson. Și firma aia vrea să patenteze un vaccin. Johnson & Johnson. O fi bun, n-o fi bun? Păi dacă nu iese cu vaccinul, dacă nu te imunizează împotriva COVID-ului, îți face acolo siringuța și după aia corpul tău începe să producă uleiuri, șampoane, nu mai trebuie să cumperi. Că ai fost vaccinat de la Johnson & Johnson. No, a zis domnul Câțu. A zis domnul Câțu. A fost sâmbătă la Rapel. Premierul Câțu. Premierul Câțu a zis că încercăm și noi să producem vaccin românesc. Poftim? Încercăm și noi să producem vaccin românesc, vaccin autohton, vaccin... Că românii au talent. A început show-ul, românii au talent, ați văzut vineri. Peste 3 milioane de români s-au uitat, săracul Jador Culiță Stelice, la noi nu se mai uită nimeni la Survivor. Vă 2 milioane s-au uitat și la voi, vă 3 milioane la Pro TV și restul erau aici pe canal la Nicu Bendea. Da, românii au talent, am văzut că au, pe vremuri aveau cole, pepsiuri, sucuri, da. Acum aveau jurații. Nea Călinescu, asta lui Mutu Andra și cu Moisescu, mai ales Andrei Moisescu, aveau boluri de fistic. Fistic, sponsorul emisiunii Fistic. Ritmul ăsta imediat o să fie și semințele din piață. Nu mai contează, oricum nu sunt bani pentru televiziune. Banii mari se bagă aici, în internet. Banii mari se bagă pe internet. Nu știu, noi am văzut, dacă nu-i văd, vă spun. Andrei Moisescu s-a bucurat. Zice, am și eu ceva de ciugulit. Am ceva de ciugulit, că nevastă mea, Olivia, săraca, vai, și-a mar de capul ei. Poate o firmă de cărnați, o firmă de jumeri, o firmă de slănina fumată, să vină sponsorul al României au talent, să se mai scoată și Neandi, să stea cu brișca acolo, cu un pic de pitucă de desubt. România au talent, nu? Vaccin românesc, a zis premierul Câțu, că poate, poate face. Și-a venit bosul de la terapia Cluj la jumătate de oră și o zice, șefule, am face, dar n-avem tehnologie. Geaba ai, dar n-ai cu ce. Exact ca și faza aia, când am luat tone de făină, am ajuns acasă și pe când să facem pită, n-aveam drojdie. Așa și cu vaccinul. Este bunăvoință, sunt clădiri, sunt oameni, nu e tehnologie. Sănătate multă, buymeacoffee.com, Nicu Bendea. Acolo puteți da o cafeluță din când în când, ca doar nu sărăciți. Și dacă dați o cafeluță, vi se întoarce însuțit, însuțit acest gest. Veți primi numai cappuccino-uri de la prieteni reali, nu virtuali.
Cam atâta pe azi. Să începem în forță săptămâna, să vedem cum merge cu școala. Iar ce am dat cu mâna într-un scaun, în ce să dau, masă, nu s-a așa de mic. Bravo! Să începem cu bine săptămâna, să se redeschidă școlile peste tot, să trecem din scenariul roșu în scenariul verde, să putem ieși, auziți? Auziți, privighetoarea cântă și liliacul încă nu e înflorit, dar dacă nu dă înghețul în weekend, poate înflorește. Toate cele bune, scuze de deranj, putere, optimism, zâmbete și voioșie, psihic tare de oțel. Aștept comentariile voastre aici, share la postare. Numai bine!